Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la jurnal. Vă prezint pentru început principalele titluri ale ediției. Discuția aprinsă, acuze și contraatacuri în ședința de ieri a Consiliului Local din cauza Centurii de Sud. Astăzi este dublă sărbătoare, Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor. Cristian Florian a anunțat de astăzi controle la toate balastierele de pe raza județului nostru. Discuții aprinse, acuze și contraatacuri. În ședința de ieri a Consiliului Local, aleșii, dar și unii bistrițeni care locuiesc în zona propusă pentru realizarea Centurii de Sud, au făcut scandal ieri în ședința extraordinară. Proiectul Centurii de Sud a municipiului Bistrița, gestionat de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România și realizat de firma Iptana, a stârnit ieri un nou scandal la ședința de Consiliu Local. Cum prin lor nord, da, stați așa. Făcut varianta de sud, traficul de tranzit Cluj-Suceava, va fi pe scurt. Nu o să mai încarce varianta acolo. Dar suntem după mai bine de 8 luni de zile cu acești cetățeni ai municipiului Bistrița implicați în zonă, cu stres, cu nopți nedormite, cu lungi discuții care mai de care mai nerealiste. Și acum, domnule director Bugaru, am onoarea să vă cunosc. Cu respect. Am discutat mult în contradictoriu cu dumneavoastră. Știți destul de bine că dumneavoastră aveți un contract cu compania de autostrăzi, unde obiectul contractului este centura de nord de 12,20 km. Au participat la licitație, la licitația pe care dumneavoastră ați câștigat-o, un număr de 14 societăți. Nu ați făcut înainte de licitație nicio notificare, nici una. Ați acceptat acest traseu, variantă ocolitoare în documentația de aplicare de peste 124 de pagini, iar acum, după 8 luni de zile, susțineți ce? Că ați venit la Bistrița, ați inventat un traseu nou, pe care dumneavoastră ați efectuat studiul de fezabilitate, oare cine vă plătește? Pe varianta de nord n-ați făcut nimic. Pe varianta 3, cum ar veni sud pe la Monaru, n-ați făcut nimic. Explicația au venit din partea coordonatorului de proiect al Iptana, Valeriu Manolache. Sau 2, sud, este la 109 milioane de euro și varianta 3 la 250 de milioane de euro. Asta. Deci, un singur avantaj are varianta nord, costul. Restul ca implicații asupra locuitorilor sunt mult mai mulți locuitori pe tot traseul variantei nord, decât pe traseul variantei sud. Elevii claselor a 8-a din Bistrița, care nu sunt foarte hotărâți spre ce liceu să se îndrepte, au acum ocazia să afle oferta educațională a liceelor din județ. De asemenea, și părinții preșcolarilor care trebuie să intre la toamnă în clasa 1 să pot decide care este cea mai bună școală generală pentru copiilor, totul în cadrul acțiunii preuniversitaria organizată de ISJ. Standurile liceelor și școlilor generale sunt găzduite de Colegiul Național Andrei Mureșanu. Participă toate liceele din municipiul Bistrița, liceul din Prundul Bârgăului, respectiv grupul școlar Radu Petrescu, grupul școlar din Teaca și grupul școlar Lechința. Alături de aceste grupuri școlare, colegii naționale, sunt prezente și școlile din municipiul Bistrița și școlile din Centrul Metodic Bistrița. Directorii instituțiilor de învățământ au fost și ei prezenți pentru a prezenta ofertele educaționale. În primul rând, linia germană, care începe din clasa 1, unde avem 30 de locuri, mai avem încă 90 de locuri la clasa 1, secție română,
La clasa a 5-a avem două clase a 5-a, din care una va fi cu intensiv limba engleză, iar la liceu, conform tradiției, de fapt ăsta este și sloganul nostru, tradiție, performanță, renume, avem profil real și profil uman, în profil real având matematică informatică intensiv, științele naturii cu predare bilingvă, iar în profilul umanist avem clasă de filologie simplă, clasă de filologie intensiv franceză și socio-umane intensiv limba, bilingv limba engleză. La secția română avem la filiera teoretică profilul real, specializările matematică informatică cu intensiv informatică, două clase cu 60 de locuri. Avem specializarea știința ale naturii, tot la fel, două clase, 60 de locuri. Pe filiera teoretică, profilul umanist, specializările filologie și științe sociale, câte o clasă, 30 de locuri. Filiera tehnologică, profil servicii, avem specializarea tehnician în activități economice, o clasă, 30 de locuri. Iar la secția maghiară, pe filiera teoretică, profilul real, avem specializarea științe ale naturii, ca o noutate, așa, cu 30 de locuri, iar pe filiera teoretică, profil umanist, specializarea științe sociale, 30 de locuri. Începând cu anul școlar 2010-2011, SAM Budacul de Sus s-a transformat în grup școlar, deci este pentru prima dată când pe Valea Budacului există un clase de liceu, iar cred că această ofertă îi va face ca școala Budacul de Sus să fie mai atrăgătoare pentru toți cei din zonă. Unii dintre elevii claselor a 8-a prezenți la preuniversitaria s-au gândit deja spre ce liceu să se îndrepte. De ce la Liviu Lebreanu? Păi, am auzit că este cel mai bun din Bistrița, are rezultate bune, zic eu. Liceul de muzică a tras atenția celor prezenți prin orchestra condusă de Codruș Șoarec, iar elevii de la Avram Iancu au cântat imnul școlii. Evenimentul este organizat și în Năsăud, Beclean și St. George Băi. Astăzi, la 40 de zile după înviere, ortodoxii sărbătoresc Înălțarea Domnului, numită și Spas. Înălțarea este celebrată de fiecare dată joia, la 6 săptămâni după Paște, când Iisus Hristos s-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor în prezența apostolilor săi. Astăzi este ultima zi în care se mai pot înroși ouă. Conform tradiției creștine, azi credincioșii ar trebui să se salute cu Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat. Așa cum se întâmplă de fiecare dată în zi de sărbătoare și azi preoții au ținut slujbe, iar credincioșii nu au lipsit de la biserică. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. De-a cucernice părinte protocol, pe apucernici, părinți, iubiți, credincioși. După ce Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a înviat a treia zi din mormânt, cu moartea pe moarte,